Elon Musk, fondatorul Tesla și cel mai bogat om din lume, consideră că civilizația umană se va prăbuși și va dispărea în cele din urmă, dacă oamenii nu fac mai mulți copii. Într-un interviu acordat presei, Elon Musk a declarat că civilizația umană ar putea dispărea dacă se continuă acest trend. Nu sunt suficienți oameni, nu pot să subliniez suficient acest lucru. Și totuși, atât de mulți oameni, cred că sunt prea mulți pe lume și cred că populația crește necontrolat. Este complet opus, a declarat Elon Musk. La 49 de ani, Elon Musk este al doilea cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 183 de miliarde de dolari. Deși pandemia de COVID-19 a adus pierderi enorme în economiile mondiale. Bogații lumii s-au îmbogățit, iar averile lor au crescut și cu 31%, ajungând la colosala sumă de 7.600 de miliarde de dolari. În ceea ce îl privește pe Elon Musk, averea sa de la începutul anului 2020 era estimată la 27 de miliarde de dolari, însă creșterea acțiunilor Tesla și generosul pachet de venituri din ultimele luni au adăugat la averea lui peste 150 de miliarde de dolari.